Investiția finalizării dezvoltării rețelei de bănci de țesuturi și organe prin 4 centre de țesuturi și organe ce vor fi construite în România se va derula în perioada 2017-2018. Valoarea sa este de aproximativ 30 de milioane de lei și va cuprinde dotarea centrelor de sânge, potrivit comunicatului de presă remis de PSD Mureș. În cazul unor accidente colective cu număr mare de victime care necesită transplant de țesuturi, se va asigura disponibilitatea unor țesuturi procesate, stocate, carantinate și distribuite în cele 4 bănci de țesuturi ce urmează a fi construite și dotate cu echipamente, repartizate uniform pe teritoriul țării pentru accesibilitate urgentă și care vor asigura existența în țară a acestor țesuturi. Se asigură astfel tratamentul de urgență al acestor accidentați, evitând importul și amânarea riscantă a aplicării tratamentului. Construcția centrului din Târgu Mureș face parte din cadrul proiectului Sprijin pentru autoritățile de sănătate din România pentru implementarea directivelor UE privind băncile de sânge, unitățile de transfuzie din spitale și utilizarea terapeutică a țesuturilor și a celulelor umane. Investițiile în infrastructura medicală mureșeană vor continua prin construcția corpului de clădire nou al Spitalului Clinic Județean de Urgență, care va reuni blocurile operatorii, secțiile ATI și unitatea de mare arși, pe care Târgu Mureș nu o avea până în acest moment. Investiția, finanțată de Banca Mondială, va asigura condiții europene pentru blocurile operatorii și secțiile de ATI ale spitalului. Pacienții vor beneficia de asemenea de un nou echipament de radioterapie, care urmează a fi montat în anul 2018. Și această investiție este asigurată din finanțarea Băncii Mondiale pentru Spitalul Clinic Județean Mureș, se mai arată în comunicatul de presă.